Deși nu este pentru prima oară când se efectuează razii privind prinderea persoanelor care practică cerșetoria în oraș, poliția locală a demarat începând de astăzi o campanie împotriva lor. Pentru ca imaginea orașului să nu mai fie afectată din cauza acestora, conducerea instituției a hotărât ca mai multe patrule de polițiști să controleze zilnic zonele cunoscute a fi cel mai des frecventate de oamenii străzii. În prima zi a controalelor, zonele vizate au fost Vama Giurgiu, centrul orașului și parcările supermarketurilor. Ne-am organizat pe 3 colective care acționează, acoperim tot municipiul. Prima echipă deja a dat semnalele care au avut zona de nord a orașului cu Vama, cu parcările supermarketului de la Kaufland, Bila, Penny, zona centrală a orașului. Avem informații că 2 persoane au fost sancționate astăzi, le-a luat și declarațiile că nu vor mai ieși pe stradă. Chiar dacă controlele s-au efectuat în jurul prânzului, când giurgiuvenii se aflau încă la serviciu și exista posibilitatea ca să nu fie găsit niciun cerșetor, polițiștii locali nu au dus lipsă de cunoștințele vechi pe care le-au amendat frecvent. În Vama Giurgiu, doamna Marga, în vârstă de 51 de ani, își câștigă pâinea, după cum spune ea, din muncă cinstită. Mai bine de 3 ore pe zi, aceasta spală parbriz și farurile mașinilor care trec prin punctul de trecere al frontierei și spune că altă soluție nu are pentru că nu găsește un loc de muncă. Chiar dacă pe vremuri o mai ajutau și banii obținuți din vânzarea de semințe, în prezent singurul venit pe care îl are este din spălat parbrize. De cât timp faceți treaba asta? De când s-a deschis Vama asta, mama? Am vândut semințe și acum spăl mașini, că semințele la toate magazinii. Este pentru prima oară când sunteți sancționată de poliția locală? Nu, mamă, mereu m-a gonit oamenii, am venit înapoi. Păi n-am ce să fac. Este singura sursă a dumneavoastră de venit? E singura sursă a mea care eu vin aici. În altă parte n-am unde să mă duc. În aceea situație este și un tânăr în vârstă de 19 ani din municipiu. Ionu spune că amenziile polițiștilor nu îl mai sperie pentru că s-a obișnuit. Pentru el o zi fără o astfel de muncă ar însemna o altă zi fără să mănânce nimic. De cerșit cerșești? Mai facem, ce să facem? Păi dacă nu avem nicio posibilitate, ce să facem? Este singura ta sursă de venit? Da, da. Spune-mi dacă ai mai fost amendat până acum de poliția locală. Nu prea mai fost. Nu prea mai fost, că nu prea m-am întâlnit cu ei, da. A fost norocul tău, practic, de câte ori ai venit să-ți faci meseria ta de zi cu zi, că nu i-ai întâlnit. Da, da. Da, dar stăm mai într-un loc, mai ne plimbăm, că de-aia nu prea ne întâlnim. Mai stăm și pe la o casă de pariuri pe aici și de-aia mai stau mai mult pe acolo și de-aia. Potrivit conducerii poliției locale Giurgiu, valoarea amenzii pe care cerșetorii o primesc aproape zilnic este cuprinsă între 200 și 1000 de lei. Oamenii legii spun că astfel de razii se vor efectua și în zilele următoare, asta chiar dacă până în prezent au aplicat un număr mare de sancțiuni pentru această abatere.